Apocalips, capitolul 5, versetul 12. Și acest cuvânt spune în felul următor. Ei ziceau cu glas tare, vretnic este mielul cel junghiat să primească puterea și bogății și înțelepciune și tărie și onoare și glorie și binecuvântare. Amin. Iisus, cel înviat din morți, este subiectul cerului. Trebuie să fie tot timpul și subiectul nostru. Suntem la cina Domnului și de aceea vreau să vorbesc despre acest Mântuitor glorios și ne vom uita în versetul acesta, în pasajul acesta, într-un mesaj în două părți. Partea întâi astăzi, dacă va fi cu voia Domnului, și partea următoare, luna viitoare, la următoarea cină. Și mesajul nostru se va intitula Vrednic este mielul. Vrednic este mielul. Permiteți-mi să încep cu o ilustrare care să ne apropie apoi de ceea ce trebuie să vedem în Cuvântul lui Dumnezeu. Se spune despre regele George al V-lea, al Angliei, care a domnit între anii 1910-1936, că și-a propus într-o zi să viziteze un spital de copii din Londra. S-au făcut pregătirile necesare, așa cum se fac pentru demnitare de stat, pentru un rege. S-a dus tot felul de politicieni cu regele, doctori, bineînțeles, securitate mare, spitalul a fost controlat, verificat, copiii au fost pregătiți, chiar bolnavi fiind, că vine regele la ei. Și regele a fost, i-a vizitat, a vorbit cu parte din copii și, bineînțeles, a plecat mai departe să-și vadă de treburile regatului. Seara, în acea zi, după vizita regelui, una din infirmierile de acolo de la spital, care îngrijea de copii, de un salon special acolo, a auzit un plâns așa îmbufnat, înnăbușit. Micuțul Jimmy avea aproximativ 8 ani, plângea de jupea inimă. S-a dus infirmiera la el și a spus, de ce plângi? Și el a zis, păi ne-ați promis că vine regele aici și n-a venit și am vrut să-l văd pe rege. La care infirmiera a spus, da, Jimmy, regele a fost aici. Când? Uite, atunci a fost și a vorbit chiar cu tine. Ăla a fost regele? S-a mai luminat el. Fără coronă? Eu știam că regele trebuie să aibă coronă. Când Iisus Hristos a venit prima dată în lumea noastră, a venit fără coronă. Și ca și Jimmy, și ca și mulți copii, probabil, din spitalul londonez, vizitat de regele George al V-lea, fiindcă a fost fără coroană, noi nu l-am cunoscut. N-am știut că el este regele regilor, domnul domnilor, și am făcut ce am vrut cu el. L-am răstignit. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, Marele Împărat Iisus Hristos va veni curând a doua oară. De data aceasta vine cu coroană. De data aceasta vine încoronat. De data aceasta vine în putere. Și de aceea, în pasajul acesta glorios din Apocalipsa, capitolul 5, versetul 12, oștile cerului, îngerii, heruvimii, serafimii, arhanghelii, cei 24 de bătrâni, cele 4 făpturi vii, acești locuitori speciale cerului, vor striga și vom striga și noi. Vrednic este mielul cel junghiat să primească puterea și bogății și înțelepciune și tărie și onoare și glorie și binecuvântare. Am folosit o traducere nouă din 2001, de aceea pe ecranul nostru și cei de la internet ați văzut probabil textul lui Cornilescu. Și haideți să ne uităm la cuvintele pe care le spun acești locuitori ai cerului în legătură cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru că faptul că a murit și a înviat din morți, el
după acest pasaj biblic, va primi 7 binecuvântări distincte, 7 onoruri distincte, așa cum ne vom uita noi la fiecare, astăzi ne vom uita la 3 dintre ele. Și în primul rând, când Domnul nostru Iisus Hristos, cel înviat din morți, vine, El vine să cârmuiască lumea. El vine să cârmuiască lumea. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea. Este primul cuvânt. Să primească puterea. Termenul folosit aici pentru putere, frați și surori, doamnelor și domnilor, este dynamis. Este putere absolută. Este putere de neegalat. De unde avem noi englezescul și românescul dinamită? De aici vine, de la dynamis, dinamită. Este putere pe care nu mai poți controla. Când a venit prima dată, oamenii au făcut ce au vrut cu Iisus. Când vine El a doua oară, face El ce vrea cu noi și face ce trebuie. El vine și spune cuvântul Domnului, primul lucru pe care îl va primi este puterea, este puterea. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului, pentru că este important să vedem lucrul acesta. Când Iisus Hristos a venit prima dată pe pământ, la ispitirea Lui, uitați-vă ce a promis, ce a propus diavolul. Dacă vă uitați împreună cu mine în Luca, capitolul 4, versetele 5 și 6, diavolul i-a promis împărățiile pământului, i-a promis putere și i-a promis slava împărățiilor pământului. Și observați cât de obraznic a fost diavolul, pentru că diavolul și-a asumat poziția Tatălui Ceresc. Am auzit cântarea pe care Smeraldo a prezentat-o înaintea Domnului, rugăciunea Tatăl nostru, diavolul s-a pus în poziția Tatălui Ceresc. Și în această rugăciune Tatăl nostru, Iisus Hristos a spus, când vă rugați, în final să spuneți, a ta este împărăția și puterea și slava. Și observați cum a venit diavolul la Domnul Iisus Hristos, închină-te mie și îți dau împărăție, putere și slavă. Însă, cum întotdeauna diavolul este mincinos și tatăl minciunii, cum întotdeauna el vrea să te pună pe tine jos, să mă pună pe mine jos, să-ți strice inima, să nu poți sta la masa lui Dumnezeu, să nu te poți bucura de cântarea duhovnicească, să nu te poți bucura în rugăciune, să nu te poți împărtăși cu trupul și sângele Domnului, a venit la Domnul Iisus Hristos să nu se bucure ca om fiind că El este Fiul lui Dumnezeu. Și diavolul se pune în poziție de Dumnezeu și în această poziție de Dumnezeu așteaptă să îi se închine. Dacă mi te închini, mie îți dau lucrurile acestea. Dar întotdeauna el minte, pentru că uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Închină-te mie și îți voi da, primul lucru, împărățiile acestei lumi. Luca, capitolul 4, versetele 5 și 6. Împărățiile. Deci primul lucru, diavolul când a venit a zis către Domnul Iisus Hristos, îți dau împărățiile. Aici este tricul. Pentru că Iisus Hristos a venit în lumea noastră nu pentru împărății, pentru mărunțișuri. El a venit pentru împărăție. Este una singură, este a Lui. Zăbeați? Îți dau toate împărățiile. Și Iisus Hristos a spus, thank you, mie nu-mi trebuie mărunțișuri. Mie nu-mi trebuie regatele voastre divizate, certate și toată ziua în război. Nu-mi trebuie minciunile voastre. Eu vin ca să iau în stăpânire scaunul tatălui meu David și să întemeiez o împărăție care, dacă la început ați văzut-o doar cât o pietricică desprinsă dintr-un munte, pietricica aceasta va umplea pământul, pentru că împărăția pentru care vin eu este o împărăție glorioasă, este o împărăție universală, este o împărăție eternă. Mărit să fie Domnul! Și de aceea în cuvântul Domnului spune, vrednic este mielul să primească putere. Și ca să facă această împărăție are nevoie de putere. Are nevoie de putere. Apoi, i s-a promis glorie, o slavă deșartă, o slavă deșartă. Și Domnul nostru Iisus Hristos nu umblă după slavă deșartă. Nici noi nu trebuie să umblăm după slavă deșartă. Și i s-a promis și de-al treilea lucru, puterea propriu-zisă. Diavolul a spus, închide-te mie și îți dau toată puterea, va fi a ta. Însă, termenul grecesc folosit aici pentru putere este, este exousia. Exousia însemnează putere delegată. Nu este putere pe care o ai, ci este o putere care ți-a fost delegată, transferată. Și cine are putere, noi avem putere delegată de la Dumnezeu, dar cine are putere delegată întotdeauna este dependent de cel ce-l deleagă. Îl are ultimul cuvânt, nu este așa?
Și diavolul a vrut să-l pună pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în poziția să depindă de el. Și de aceea a spus, îți dau putere, îți dau împărăție, îți dau gloria acestei lumi. Dar vei depinde de mine. Cum te voi delega eu? Și știți, noastră, când ești delegat, nu faci ce vrei. Faci ceea ce îți cere cel ce te-a delegat. Este o istorie aici în Statele Unite. Se spune că după ce au început să se construiască masiv autostrăzile americane, este primul, nu? Prima țară din lume care a făcut autostrăzi, prin anii 60 s-au făcut autostrăzi și în altă parte și o porțiune de autostradă trebuia să treacă peste ferma unui fermier. Au încercat autoritățile americane să înțeleagă cu acest fermier, să cumpere, pentru că așa este, când faci autostrăzi, trebuie să cedai din teren, dar nu ți-l ia cu putere, se face o negociere și îți dă un anumit preț, cum se întâmplă acum în România. Fermierul acesta n-a vrut nici în ruptul capului ca autostrada să treacă pe ferma lui. Autoritățile n-au vrut să curbeze autostrada și au spus, domnule, asta este prețul, pe aici trecem. Într-una din zile, se spune în istoria aceasta autostrăzilor americane, că o delegație din aceasta de guvernamentală a venit iarăși la fermă și a spus, de azi începe lucrările aici. Fermul acesta, adică pământuri multe și vite multe, avea printre vite multe un taur foarte, foarte rău. Nu? Și când a venit delegația aceasta acolo, taurul i-a văzut colorat în atâtea feluri, a început să fugă după ei. Unul din delegație, spune în istoria americană, a zis, oprește-ți taurul, oprește-ți taurul, noi avem aici autoritate să facem strada. Zice, uite aici e hârtia, la care femeia a spus, arătați-o lui. Ei avea autoritate, taurul avea putere, știți? Exact așa se întâmplă. Când ești numai delegat, nu poți face ce vrei. Poți fi înfrânt de multe ori. Sigur, delegația, puterea pe care noi o avem este o putere care se biruie, pentru că noi suntem dependenți de Dumnezeu, nu suntem dependenți de lume. Diavolul a avut însă, ca pe Iisus Hristos, cel care a murit și a înviat, să-l determine să depindă de el. Și exact aceeași idee o are și același plan îl are și cu tine și cu mine, să depindem de el. Însă noi suntem oameni al lui Dumnezeu și vrem să depindem de Dumnezeu. Vrem să depindem de Dumnezeu și putem depinde de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ este Iisus Hristos. În cuvântul pe care l-am citit, tocmai acest lucru este primul cu care este venit în demonstrarea faptului că Iisus Hristos este unic. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, să primească dunamis, putere absolută, putere de necontrolat. El are toată puterea în cer și pe pământ. Și astăzi, când vom sta la masa Lui, ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, aș vrea să te asigur de acest lucru. El singur are toată puterea să te ierte. Toată puterea să te curățească. Toată puterea să te înnoiască. Toată puterea să îndepărteze tot păcatul din viața ta. Toată puterea o are numai Iisus Hristos. Vrednic este mielul care a fost junghiat ca să primească puterea. Al doilea lucru, când El vine, El vine să controleze resursele acestei lumi. Resursele acestei lumi. Uitați ce spune cuvântul mai departe. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească bogății. Să primească bogății. Niciodată bogățiile acestei lumi nu au fost distribuite echitabil, egal, între oameni. O mână de oameni, în toate timpurile, au pus mâna pe bogățiile țărilor, orașelor și au asuprit pe alții. Potrivit ecologiștilor, bogățiile pământului se împart în două categorii. Prima, resurse neregenerabile. Acestea sunt minereurile, cărbuni, uraniu, petrol, măcar că petrolul este o resursă regenerabilă. Numai povestul că este neregenerabil. Petrol se formează și astăzi. Și astăzi se formează petrol. Dar sunt resurse care sunt neregenerabile, nu? Minereurile care le folosesc oameni. Apoi sunt resurse regenerabile, cum sunt pădurile, nu? Animalele, cerealele.
Nimeni însă în lumea noastră și nimeni în universul acesta nu a fost calificat ca Domnul nostru Iisus Hristos, care să dețină toate bogățiile lumii. În cuvântul pe care îl cântă oștirea cerului, locuitorii cerului, spune: vrednic este mielul care a fost junghiat ca să primească bogății. De ce? Pentru că el este creatorul lor. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 1 la 3, toate lucrurile au fost create prin el și nimic din ceea ce a fost creat n-a fost creat fără de el. Deci este vrednic să le primească, este vrednic să fie ale lui, a murit și a înviat. Are toată puterea în cer și pe pământ, Matei 28:18. A înviat din morți și datorită faptului că a înviat din morți și s-a dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, de aceea vrednicia de a ținea în mână toate lucrurile o are numai el. Oare numai el? Dar înainte ca să aibă această vrednicie reprimită, pentru că el a reprimit vrednicia aceasta, întâi s-a făcut sărac. Cuvântul Domnului spune prin Apostolul Pavel, 2 Corinteni 9, el s-a făcut sărac pentru noi, ca să ne îmbogățească pe noi. Vedeți dumneavoastră, aici, pe pământ, majoritatea oamenilor, cei mai mulți dintre oameni, sunt în lipsă. Trăim de la un salar la altul, de la o lună la alta, de la o zi la alta și mulțumim Domnului pentru locul acesta. Sunt oameni însă care trăiesc cu un venit foarte, foarte, foarte mic. Abia își duc zilele. Vine o vreme însă, datorită faptului că Iisus a murit și a înviat, când El va administra bogățiile întregului univers. Și când El va administra bogățiile întregului univers, vei călca pe străzi de aur. Când El va administra bogățiile întregului univers, vei avea toate lucrurile din belșug. Când El va administra bogățiile întregului univers, toate vor fi ale tale. Pentru că Iisus Hristos a spus, tot ce este al meu, este al vostru. Nu te bucură lucrul acesta? Stai la masă cu cel mai bogat reprezentant al universului, cu Domnul tău, cu împăratul tău, cu mântuitorul tău, cu Dumnezeul tău, este Iisus Hristos, glorie Lui. Apoi, în al treilea rând, când El vine, mielul cel junghiat, mielul cel vrednic, El vine să confunde rațiunea acestei lumi. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 12, spune mai departe, vrednic este mielul care a fost junghiat ca să primească înțelepciunea. Sfântul Apostol Pavel scria în Coloseni 2:3, că Dumnezeu a pus în Iisus Hristos toate comorile înțelepciunii. Când a fost pe pământ și a avut un trup ca al nostru, dar fără de păcat, vorbea cum n-a vorbit nimeni. Nimeni nu putea să îl pună la mijloc. Totdeauna când îl puneau și întindeau curse, știa cum să răspundă. Și tocmai adversarii lui spunea, n-a vorbit nimeni cum vorbește omul acesta. Iisus Hristos, când a fost comparat cu Solomon, a spus, în mijlocul vostru este unul mai mare decât Solomon și Solomon a fost și este recunoscut printre cei mai înțelepți oameni ai tuturor timpurilor. Iisus Hristos este înțelept. Dar uitați ce se întâmplă în lumea noastră. De exemplu, aici în Statele Unite și în Europa, acum, unde locuiesc parte din românii noștri. Aici în Statele Unite, în școlile publice, de exemplu, se poate preda marxismul și evoluționismul, nu se poate preda creaționismul, nu se poate preda cuvântul lui Dumnezeu. Datorită acestui fapt, frașestorul, datorită acestui fapt, putem să vedem un lucru pe care l-a spus Domnul nostru Iisus Hristos cu privire la venirea Lui a doua oară. Și când vorbește despre venirea Lui a doua oară, spune așa, vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă. Știți de ce? Pentru că n-au înțelepciune. Dacă înțelepciunea este scoasă din școli, este scoasă din locurile publice, este scoasă de la copii, este scoasă din televiziune, este scoasă din presă, este scoasă din mass media, oamenii nu mai știu ce să facă. Vine vremea când cel ce are toată înțelepciunea va face exact ceea ce spune cuvântul Domnului. Tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care l-acopăr. Când Domnul Iisus Hristos va întemeia, de exemplu, împărăția de 1000 de ani, înainte de a intra în împărăția Lui etern, imediat după răpirea bisericii și după necazul cel mare, când El va întemeia împărăția Lui de 1000 de ani, El va domni aici pe pământ.
Nu vor mai fi probleme cu bogățiile, nu vor mai fi probleme cu administrația, nu vor mai fi probleme politice, nu vor fi probleme de niciun fel. De ce? Pentru că El va veni cu înțelepciunea Lui. Și tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului, de înțelepciunea Lui, exact așa cum spune Sfânta Scriptură, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Rațiunea lumii acesteia va fi confuză datorită faptului că El va veni cu înțelepciunea Lui și va trebui înlăturat din cunoștința și din înțelepciunea lumii tot ce este împotriva Lui Dumnezeu. Astăzi, când stăm la masa Domnului nostru Iisus Hristos, poate că în mintea ta și în rațiunea ta, în logica ta sau a mea, sunt tot felul de calcule, tot felul de lucruri. Potrivit căreia, ai voie să stai, n-ai voie să stai, ai voie să te împărtășești, n-ai voie să te împărtășești, ți se permite, nu ți se permite. Un lucru este limpede, frați și surori, doamnelor și domnilor. Iisus Hristos, cel înviat din morți, este în mijlocul nostru. El are toată puterea în cer și pe pământ, El are toată puterea în biserică. Nu numai atâta, El are toată puterea în viața ta și în viața mea. Și fiindcă are toată puterea, El vine cu înțelepciunea Lui și în această înțelepciune și bunătate pe care o are, îndepărtează de la tine și îndepărtează de la mine tot ce te-ar putea împiedica și m-ar putea împiedica să nu văd bunătatea Lui. De aceea te încurajez împreună cu mine să cântăm și noi, să ne rugăm și noi și să glorificăm și noi pe Domnul nostru Iisus Hristos împreună cu oștirea cerului. Vrednic este mielul care a fost junghiat, dar care acum este viu în vecii vecilor, ca să primească puterea, bogății și înțelepciune. Și vrednic este mielul să-i aduci închinăciunea ta și închinăciunea mea, să-i aducem închinăciunea noastră, pentru că a murit în locul nostru. Și pentru că a murit în locul nostru, de aceea să ne grăbim cu bucurie, să stăm la masa Lui, să ne împărtășim cu trupul și sângele Lui și să putem apoi, în final, într-o zi, să împărățim împreună cu El. Amin.